se considere valide numai în cazul dacă ele au participat un număr nu mai mic de 61 de deputați, 3/5 din numărul deputaților aleși. Proiectul examinat la ședința Comisiei Juridice a Parlamentului a fost criticat dur de deputații comuniști. Dacă deputatul vine la ședința specială, ia buletinul și se plimbă cu buletinul în prejurul cabinii, dar nu intră în cabina de vot. Asta înseamnă că au participat la alegeri sau nu? A participat. Exact. Conform hotărârii Curții Constituționale, înseamnă că dacă a luat buletinul, mai departe poți să-l mănânci, poți să-l pui în buzunare, e treaba ta. Deci. Dar dacă n-a luat buletinul, dar s-a plimbat prin prejurul mesei și cabinei. Deci n-ai luat buletinul, n-ai participat la alegerile propriu-zise. Dacă această modificare va fi votată de Parlament, asta înseamnă că alegerile prezidențiale ar putea fi amânate în cazul în care la scrutin nu participă cel puțin 61 de deputați. Dacă desfășurarea alegerilor devine imposibilă în absența acestora, precum și în cazul altor impedimente ce fac imposibilă desfășurarea alegerilor pentru funcția de președinte a Republicii Moldova, Parlamentul, la propunerea Comisiei Speciale, poate amâna ședința publică specială, stabilind o nouă dată pentru desfășurarea acesteia. Punct. Comuniștii spun că prin acest proiect deputația ei vor să se perpetueze la putere. Scopul este, într-adevăr, de a clarifica niște lucruri. Sau este scopul de a, mai bine zis, 99% de a tergiversa la nesfârșit alegerea șefului statului și menținerea alianței de guvernare la guvernare. Proiectul a primit aviz pozitiv din partea Comisiei cu voturile deputaților din alianță. Comuniștii au votat împotriva modificărilor. Acum acesta urmează să fie examinat de Parlament. Adrian Ianovici, Nicolae Cebotar pentru Cotidian.